Numărul autoturismelor care circulă pe străzile municipiului Drobeta Turnul Severin a crescut simțitor, iar locurile de parcare au devenit tot mai puține. Asta nu ne dă însă dreptul să parcăm oriunde. Cine greșește nu scapă de amenziile aplicate de către polițiștii comunitari. Și pentru ce să rămâneți cu azi fără permis? Pentru ce să ne dăm? Pentru că a circulat pe contrasens. Da, a circulat pe contrasens. M-ați înțeles? Ce s-a întâmplat? Nu știu, domnule, pentru că nu mi-a permis așa, iure. Să nu fără permis. Bă, uite așa. Am lăsat 2 minute să ne ducem. 2 minute am ieșit și am făcut și se află pe... Pentru ce, domnule? Un sector de drum unde oprirea este interzisă. De aceea vor fi sancționați conform ordonanța de guvern 195 pe 2002. Șoferul a încercat să le explice polițiștilor locali că nu a văzut indicatorul care interzice oprirea, însă nu a reușit să scape în felul acesta și de amendă. E? Aici? Două bine, două la față. Doar bine. No good. No, why? One minute. Why? One minute? Lasă că știi. Ești crazy, man? Crazy? V-am luat amendă pentru că am frânat 2-3 minute aici. 75 de lei. În 24, dacă nu, 250 de lei. Pentru ce? Dacă eram de acolo, nu intram pe sens. N-ați văzut deci, indicatorul. Dar nu în spatele, fac. Deci am venit cu spatele. Nu am venit invers, pe sens invers. Indicatorul este cu spatele la sensul dumneavoastră de mers, nu aveați cum să-l observați. Deci nu am cum să-l observați, dar veni din partea cealaltă, veni din partea cealaltă, era acestui interzis. Poliția rutieră, că e mafie, sicilian. Șoferul grăbit s-a ales cu amendă în quantum de 150 de lei pentru parcarea autoturismului în loc nepermis. Poate scăpa mai ieftin dacă achită sancțiunea în 48 de ore. Posesorul auto Volkswagen Golf a oprit în zona de acțiune indicatorul prin interzis. A fost aplicată sancțiunea ordonanței de guvern 195 pe 2002, republicată, conform articolul 108, alineatul 1 litera punctul 8. Cu o sancțiune în cuantum de 150 de lei, cu posibilitatea de 75 de lei în 48 de lei. Mai sunt și alte mașini parcate aici în zonă, o să identificați conducătorii acestora, o să-i sancționați? Da, mai sunt, ne mai întâlnim, îi observăm și sancționăm conform ordonanței de guvern. Polițiștii locali au de asemenea dreptul de a imobiliza autoturismele lăsate la întâmplare, așa că în situația în care vă încumeta să parcați în loc nepermis, risca să vă treziți cu roțile blocate.